Da, știți, așa pare o pierdere de timp, dar cred că se vor îndrepta spre ceea ce eu am spus-o, la toate clasele să se dea teză unică, cum e simularea subiectului, teză unică, și în felul ăsta, diferența dintre notarea de la clasă, media de la clasă și nota de la teză, diferența aceea e defect de notarea profesorului, care înseamnă diminuarea punctajului pentru salarizare, pentru salariu. Salariul va fi anual, deci în proiectul ăsta care l-am pus la punct, asta am urmărit. Să se ajungă ca să încercăm să fim corecți. Nu pentru ca să mint profesor, să mint părintele și pe copil, îi dau 9 și 10. Acum discutam la simulare la clasa 8-a. Să zic că numai 3 sferturi ar fi, un sfert, pardon, sau 40% ar fi depășit 5, media 5. Dar cu adevărat, nota cu adevărat, acolo este undeva la 25-30%. Veți vedea și la voi cum stau lucrurile. Deci undeva cred că se va afla adevărul, pentru că eu am dat acest proiect al meu la guvern, a ajuns la primul ministru și a fost trimis la Ministerul Învățământului și la Ministerul Muncii. Pentru ca să se încerce să se facă ceva. Nu așa. Din 2010 am pus la punct. Este o formulă prin care am rezolvat problema notării unitare. Notarea se face diferențiat, funcție cu cum vrea și profesorul. De la ăla la școală notează într-un fel, altul. De aia când vii la o școală, la clasă, la alta, la o școală, la alta, e dezastru. Unul pune într-un fel, notează altul în altă. Mergem mai departe și vedem la ce... Mai sunt niște subiecte să începem să... Da. Deci, test pentru simulare, nu? Să vă zic. Da. Test pentru simulare. Apropo, simulare. Clasa 11. Poftim. Se dă funcția f definită pe interval 0 plus infinit. F definită pe 0 plus infinit. Asta e de anul trecut? Da, de anul trecut. Da? F definită pe 0 plus infinit? 0 deschis. 0 deschis. Plus infinit cu valoare de R. Da. F de x dat prin formula logaritm natural din x plus 1 supra x. Logaritm natural din? X plus 1 supra x. X plus 1, argumentul lui x, da, plus 1, totul pe x, nu? Sau? Nu. Argumentul funcției este fracția logaritmului, da, x plus 1 pe x, da? Da. Așa trebuie să spui. Deci e logaritm natural din fracția, așa dictez, din, da, fracția x plus 1 pe x, da. Și șirul de numere reale a în cn cu n mai mare egal decât 1. Ia, șirul a n cu n mai mare egal, așa parcă spune, da, n mai mare egal ca 1. Unde a în cn egal cu f de 1 plus f de 2 plus puncte puncte plus f de n. Punctul a spune... Determinați ecuația asimptotei orizontale spre plus infinit la graful funcției f. Ecuația asimptotei... Cum? Asimptote orizontală, așa am notat? Orizontală. A, parcă am notat, da? Asimptota orizontală. Spre plus infinit la graficul funcției f. Da, la graficul funcției asimptota orizontală spre plus infinit. Da. Facem bastante, nu? Da. Ia să vedem. Asimptota orizontală spre plus infinit. Limită pentru x de la infinit. Asta este, da? Limită pentru x tinde la plus infinit din funcția asta, da, din logaritm natural, din f de x, hai să zicem așa, și egal cu limită. Poftim, vorbește, te rog. Că... x la plus infinit din logaritm natural. X plus 1 pe x. Așa. Și egal cu? N-am dat drumul sau am dat? Da, am dat. Cât va fi asta? Ai logaritm natural din... Limite. Limita comută cu funcția. Da. Deci, limita între interior, la funcțiile continue se întâmplă asta. Deci, egal mai departe, aia este funcție continuă aici.
Deci egal cu limit, logaritm natural din limită pentru x tinde la plus infinit din x plus 1 pe x. Deci, iată că a intrat. Limita a intrat în argumentul funcției. Deci s-a dus în interior. Da. Și cât face limita asta din x plus 1 pe x? La plus infinit. Infinit. Face infinit pe infinit. Da? Cum facem la plus? Asta de x factor. Facem forța, da. Egal mai departe. Limita pentru x tinde la plus infinit. Din x până că 1 plus 1 pe x supra x. Și va fi 1. Logaritm natural din 1. Care este cât logaritm natural? 0. Logaritmul unității în orice bază este 0. Logaritmul în orice bază din 1 este 0. B mic. Arătați că celul aici... Faptul că ne-a dat o valoare finită înseamnă că avem asimptotă orizontală. Deci rezultă acum, tragem concluzia, că y egal cu 0, asimptotă orizontală spre plus infinit. Da? Ne-a dat o valoare finită. Dacă ne dădea o valoare infinită, nu aveam asimptotă orizontal. Mergem mai departe. Și B? B. Arătați că șirul A în ghicei este crescător. Deci arătăm șirul A, e? Crescător. Nu este strict crescător. 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 Facem A în ghicei în plus 1. Aia. Facem A indice M plus 1 minus aia. Deci, pentru monotonie, ar trebui să vedem dacă termenii sunt în șir crescător sau descrescător, așadar. Deci, comparăm pe AM cu AM plus 1. Da. Sau AM plus 1 minus AM, da? Deci, facem A indice M plus 1 minus A indice M. E egal cum? Păi, înlocuim sau înlocuim după ce... simplificăm. Că avem f de 1 plus f de 2 plus multe cumpli f de m. Ce înseamnă a indice m plus 1? Se duce f de m plus f indice m plus 1, nu? Da. Deci, ce înseamnă f a indice m? Ne oprim la f indice m. A indice m plus 1 ne-am oprit la încă următorul. Plus f de m plus 1. Deci va fi cine? Va fi f de 1 plus f de 2 plus puncte, puncte, plus f de n, plus f de n plus 1, da. Plus f de n plus 1, minus, în paranteză, toți ăștia de aici, minus f de 1, plus f de 2, plus puncte, puncte, plus f de n. Și egal cu, minusul din față schimbă semnul tuturor și va fi egal cu f de 1 plus f de 2 plus puncte, puncte, plus f de n minus, plus f de n plus 1 minus f de 1 și minus acum. Minus ăștia toți. Minus f de 1 minus f de 2 minus f de n. Ochiul vedea foarte bine la început. Bucata asta toată minus asta toată. Da. Se reduce, nu? Da? Bucata asta și cu asta se reduc. Și rămâne ce? F de n plus 1. Ce înseamnă f de n plus 1? F de n plus 1, ne uităm în funcție și înlocuim pe n cu n plus 1. Da. Va veni logaritm natural din loc de x, în loc de x, punem n plus 1. N plus 1 și cum nu face n plus 2 supra n plus 1. Și avem acum, așa, a indice n plus 1 minus a indice n, am văzut că este egal acum cu logaritm natural din n plus 2 supra n plus 1. Cum este n plus 2 supra n plus 1? Ce difracție? Numărătorul este mai mare decât numitorul, nu? Deci vede că n plus 2 e mai mare ca n plus 1. Descriem și noi. Cum? N plus 2 e mai mare decât N plus 1, rezultă, împărțim pe N plus 1, rezultă că N plus 2 supra N plus 1 e mai mare ca 1. E fracție supraunitară. E mai mare numărător. Da.
echivalent, logaritmăm, echivalent, logaritm natural din n plus 2 supra n plus 1 e mai mare de logaritm natural din 1. Echivalent cu logaritm natural din n plus 2 supra n plus 1 mai mare de logaritm din 1 cât este? 0. Mai mare ca 0. Și ce am arătat? Echivalent cu a spune că cine era? Deci asta e mai mare ca 0. Adică a indice n plus 1 minus a n e mai mare ca 0. Adică a n plus 1, de aici rezultă că a indice n plus 1 e mai mare decât a n. Oricare ar fi n, natural. Dacă cel care urmează mai mare decât ăsta din fața sa, și rul a n este crescător. Deci dacă al n plus 1 e mai mare decât al n, deci și rul a n, a n, strict, chiar strict crescător. Da. Nu crescător, că nu și cu egal, nu se întâmplă la un moment dat să fie egal. Și totdeauna strict mai mare. Deci am arătat că și la el este strict crescător. Aceasta a fost munca pe care ai propus-o tu, eu m-am lăsat pe mâna ta, dar eu n-aș fi făcut așa. Aș fi căutat să-l găsesc pe el mai întâi. Alo? Alo, da? Eu sunt într-o oră de matematică, nu am timp acum să discut despre apicultură, da? Mă iertați. Bun, la revedere. Așa. Deci, în momentul de față, eu aș fi făcut așa. Și rula e egal cu f de 1, care înseamnă ce? Logaritm natural din 1. F de 1 și face. Logaritm natural din 1 și cu 1 face 2. 2 pe 1. Plus. F de 2. Ce înseamnă F de 2? 3 pe 2. Logaritm natural din 3 pe 2. Plus logaritm natural din 4 pe 3. Plus logaritm natural din 5 pe 4. Plus și mai departe, plus puncte, puncte. Plus logaritm natural din cât? N plus 1. N plus 1 pe n. Care e egal cu? E egal cu. Suma logaritmilor. Suma logaritmilor egal cu logaritmul produsului. Deci vine logaritm natural conform unui proprietăți. Logaritm din A plus logaritm din B face logaritm din mulțire. Din 2 pe 1, ori 3 pe 2, ori 4 pe 3, ori și mai departe, ori n plus 1, supra n. Și observăm 2 cu 2, 3 cu 3, 4 cu 4. Nu e asta cu cel din sus. Și faci logaritm natural din n plus 1 supra 1, da? Supra 1. Și egal cu logaritm natural din n plus 1. Iată că șirul la n arată asta. Șirul la n este egal cu logaritm natural din n plus 1. Dacă așa arată șirul la n, logaritm natural din n plus 1, atunci a indice n plus 1, a indice n plus 1, ar fi fost logaritm natural când e n din n plus 1. Când e n plus 1, logaritm natural din? N plus 2. N plus 2. Și atunci a n plus 1 minus a n, a indice n plus 1 minus a indice n, va fi egal cu? N plus 2, logaritm natural din n plus 2, supra logaritm natural din n plus 1. Da? Cât ne-a dat? A n plus 1 minus a n. A n plus 1 minus a n ne-a dat 9. Logaritm minus logaritm, dar diferența logaritmului dar cu logaritmul câtului. Da. Am scris odată. Logaritm natural din n plus 2 minus logaritm natural din n plus 1 face logaritm natural din n plus 2 pe n plus 1. Cât ne-a dat diferența a n plus 1 minus a n? Logaritm natural din n plus 2 pe n plus 1. Același lucru. Dar n-am mai muncit așa, acolo, nu știu ce, pe acolo, bucata aceea, ce am strânsă. Că probabil că o să am și nevoie de șirul a n. Da? Va trebui, probabil, într-un subpunct, și forma termului a n. Și la el, poate m-am încă nevoie de informații. În concluzie,
De aici se vede că e mai mare ca 0. Din ce? Fiindcă nu plus 1 pe 0. Am arătat asta. E supraunitar, logaritm din număr supraunitar, mai mare ca 0 și de aici făcută. Așa și făcut în loc la punctul B, pentru a arăta că și recrescătorul, îl găseam. Repet, simt că în continuare mă va întreba și ceva de termenul general și el. Că nu degeaba mi l-a dat așa desfășurat și logaritm. O vrut să vadă dacă știu suma logaritmilor. O vrut să vadă ce înseamnă f de 1, f de 2, f de 3. Că suma logaritmului face logaritmul produsului, simplificarea asta. Asta au vrut să constate. În mai departe. Te rog. Calculați limita procentului de la infinit din 2 n plus 1 pe lângă a în c n minus logaritm natural din n. Deci limita cum? Limita pentru n plus de la infinit din 2 n plus 1. Asta e punctul ce, da? Limită pentru n tind de la infinit din 2n plus 1 2n plus 1 pe lângă a indice n minus logaritm natural din n. A indice n minus logaritm natural din n. Și paranteza. Așa, pus în paranteză. Da. Vedeți că am nevoie de a n. Și noi ce am zis? Că ai indice n. A indice n este logaritm natural din n plus 1. Nu l-am făcut la etapa anterioară, îl fac acum. N-am încotro. Îmi trebuie asta. Și egal cum acum. Egal cu limită pentru n timp de la infinit din 2n plus 1 totul de mulțit cu logaritm natural din n plus 1 logaritm natural din n plus 1 l-am înlocuit pe a n. Logaritm natural din n. Minus logaritmul din n. Și egal cu limită din 2n minus 1 ori 2n plus 1, da. Logaritmul natural din n plus 1 supra n. Diferența 2 logaritmi peste logaritmul câtului. Deci vine logaritmul natural din n plus 1 supra n. Și egal cu... Și logaritmul natural este în față. Nu? Și rămâne n plus 1 pe n. Păi cum se iasă? E logaritmul natural ori limită pentru n plus 1. Păi nu poate să iasă că... Și limita se face și după n. Și ăsta 2 n plus 1 nu poate să iasă în fața a limitei. O idee intră de aici. Conform unei proprietăți, urcă la exponent. Că există proprietatea aceea. Logarit în baza A din V la C. E C logaritm. C logaritm natural logarit în baza A din B. Dacă se află în față, urcă la exponent. La noi se află. C-ul este 2N plus 1. Și va fi egal mai departe cu... Limită pentru N de la infinit. Din logaritm natural din n plus 1 pe n, totul la 2n plus 1. Totul la puterea 2n plus 1. Da? Logaritm natural din n plus 1 pe n, totul la 2n plus 1. Și egal mai departe cu limită. Pentru n tind de la infinit, din logaritm natural din... distribuim pe n. Și va fi 1 plus 1 pe n. 1 plus 1 pe n. Totul la puterea 2n plus 1. Și acum logaritmul comută cu limita. Dacă nu are nicio treabă, nu are niciun n pe aici, totul este îngrămădit aici, nu? Șirul ăsta. Și egal cu logaritmul natural din limită n timp de la infinit din 1 pe n, totul la puterea 2n plus 1. Și e calcul. Asta nu poate fi... A, nu, că 1 pe... Păi 1 pe n timp de la 0, nu? Sau... Ce este aici? Ce limita recunoaștem aici? Limita ce e fundamentală? 1 plus... 1 pe ceva... La puterea n... La cel ceva. 1.
cum era format numărul acela. Deci limită pentru n timp de la infinit din 1 plus 1 pe n la n. Așa era forma numărului n. 1 plus n la puterea e, n face e. E-ul acela, ca e 2,718 și așa mai departe. Deci 1 plus 1 pe n la n. Însă dacă în loc de n pun o expresie și 1 plus 1 pe expresia acela expresie face tot numărul e dacă expresia se duce la infinit. Și la noi nu mai am nevoie să fac, ci numai nu este exact așa, numai că am acolo o problemă, că nu e la puterea mea. Atunci o să zic egal mai departe, cu logaritm natural, din limită pentru n tind de la infinit, din 1 plus 1 pe n la n, am pus-o eu, da? La n, totul de mulțit cu 1 pe n, ca să anulez n-ul care l-am pus, și totul de mulțit cu 2n plus 1, nu? Că n cu n se simplifică și mai 2n plus 1. Dar toată bucata asta, cine este limita asta așa? 1 plus 1 pe n la n este numărul e. Da? Și egal mai departe cu, o să spunem egal cu egal cu logaritm natural din e la limită pentru e tind de la infinit, că baza am făcut e, din ce a rămas sus? 2n plus 1 supra n, 2n plus 1 totul pe n, și cât face limita asta? Din 2 plus 1 pe n. Păi scoatem n, 2 pe 1. Logaritm natural din el la a doua. Da? De logaritm, da? Iese 2 în față, 2 logaritm natural din e, și logaritm din e cât este? 1. Când baza e egal cu argumentul, logaritm din e este 1. Și vine 2 ori 1, 2. Logaritm bazat din a este 1. Hai să ne uităm încă o dată ce a fost aici, ce a fost la autorul, ce a testat aici. Diferența aceea de logaritm. Deci, diferența... Adică, mai întâi să știm pe AN să-l calculăm. Ne forțează acum. Deci, dacă nu am făcut în prima fază, la punctul B, la C, avem nevoie de AN. Că numai așa înlocuim pe AN cu logaritmul din N plus 1. Diferența logaritmului se face așa, după care, ce anume? Încă un moment important. Nu știi să urci pe ăsta sus, nu faci nimic, conform proprietății acelea de acolo. Iar după ce l-ai descurcat, distribui numitorul, te duci spre numărul e. Da? 1 plus 1 pe n, de unde? Că distribuim pe n, pe n 1 și 1 pe n, la puterea n, deci la puterea n, pui tu pe n și 1 pe n, ca să mulțești și împarți pe n acela, dacă ar fi fost o altă expresie, 7 n. 7n supra 1 pe 7n. Și pe urmă, ce a mai rămas? Ai numărul e, de acum 2n plus 1 pe n este deja o limită știută. Deci aprobat o limită fundamentală. Cum jonglez cu limita asta fundamentală? Ăsta a fost punctul C, da? Da. Cred că n-a de greșit 1, dar sunt de cu 3. Așa. Câte greșite la subiectul? La subiectul 3 sunt 2, da. Exerciții cu 3 subpuncte. Deci, subiectul 3, da? Yes, 3. Așa, și am avut exercițiul 1, în care am avut A, B și C, nu? Da. Și acum suntem, ne ducem la 2. Să vedem la 2 ce vom avea. Tot o funcție
Da, la 2 se dă o funcție. F definită pe R cu valoare R. R definită pe R cu valori în R. Și F de X dată prin logul 1. Două formule, da? Da. Deci f de x are două expresii pe un interval de juncte. F definită, așa, f de x e egal cu... La calculadă, da. 2x plus a plus 1. 2x plus a plus 1. X este mai mic egal decât 1. X mai mic egal decât 1. Și x pătrat plus a pătrat x. Când x este mai mare decât 1. Și a aparține lui f. Așa. A-ul e ușor. Determinați numele ale A pentru care funcția F este continuă în X egal cu 1. Deci nu e A-ul de asta, ci A-ul ca subpunct, nu? Da. Deci, să zicem așa, mic, determinați A. Pe A, A-ul ăsta de aici, da. Real, așa încât funcția este continuă în X egal cu 1. E continuă în X egal cu 1. Când o funcție continuă într-un punct? Dacă limitele laterale sunt egale. Limitele sunt egale. Adică facem limita la stânga. Nu, dacă limitele sunt egale, există limită. Deci când limitele laterale sunt egale, există dreapta. Înseamnă că există limită. Dar limita trebuie să fie comparată cu valoarea funcției în punct. Deci f continuă. F continuă în x0, într-un punct x0, dacă și numai dacă există limită pentru x tind de la x0 din f de x, dacă și numai dacă există limită, și ea, limita să fie egal cu valoarea funcției în punctul x0. Deci o funcție e continuă dacă există limită și egal cu valoarea funcției în punct. Dacă, acum ne întoarce, când există limita într-un punct? Acum zice, există limită pentru x tind de la x0 din f de x, dacă și numai dacă există alea laterale, există, el ies în x0, el de în x0, și el ies în x0, egal cu el de în x0. Da? Dacă există și cele laterale, amândouă să existe și să fie egale. Și acum, într-un cuvânt, pentru continuitate, dacă ai situația asta la stânga, la dreapta, exprimări de cele, trebuie să existe cele laterale să fie egale și egal și cu valoarea funcției punct. Deci, f continuă în x0, dacă și numai dacă. El ies în x0. Egal cu el de în x0. Asta înseamnă că ai limita. Și egal cu f de x0. Deci pentru noi trebuie să facem limita la stânga, la dreapta, că valoarea funcției bune. Să le obligăm să fie egale. Așadar vom zice. El ies în punctul care? În 1. Aici este punctul. Da? În 1. Aici e trecerea. Da? El este în 1 egal cu limită pentru x tind de la 1 x mai mic ca 1 din expresia din stânga. 2x plus a plus 1. Da, 2x plus a plus 1 și 3 egal cu, a. Oprim pe x cu 1, 2 plus a plus 1, adică a plus 3. Da? A plus 3. El de în 1, egal cu limită. Și limită de x tind de la 1, cu x mai mare ca 1, din x pătrat plus a pătrat x, și egal cu a pătrat plus 1. Egal cu a pătrat plus 1, da? Când locuim pe cu 1 și cu 1, deci a pătrat plus 1. F de 1 egal cu, unde locuim pe x cu 1? În prima sau în a doua? Unde e și egal. În varianta e unde e și egal. În prima. În prima. Deci face a plus 3. A plus 3. Acum, din cele 3,
F continuă în X egal cu 1, dacă și numai dacă. El ies în 1, egal cu el de 1 și egal cu F de 1. Echivalent, cum a zice că? A plus 3 egal cu A pătrat plus 1. A plus 3 egal cu A pătrat plus 1. Și A pătrat minus A minus deci, 2. Deci gândi că e quasi gradul 2. Deci e tot unul, da? Deci vine A pătrat minus A minus 2 egal cu 0, da? A pătrat minus A minus 2 egal cu 0. Când e rezultat A 1, 2 egal cu 1 plus minus 3 pe 2. 1 plus minus 3, totul pe 2. Și o să avem A1 egal cu 4 pe 2, 2. Și A2 egal cu minus 1. Răspunsul este așa. Răspuns. Dacă, primul caz, dacă A aparține mulțimii valorilor 2 și minus 1, deci dacă A este una din aceste două valori, rezultă F continuă pe tot domeniul său. Continuă pe el. Continuă în punctele 1, dar continuă pe el. Continuă pe el. 2. Dacă A aparține lui F minus mulțimea acestor două valori, 2 și minus 1, rezultă F continuă pe el în afară de punctul acela, cu problemă. Punctul 1. Nu este, este funcția discontinuă. Deci dacă A aparține lui el în afară de elementele acestea, 2 și minus 1, e discontinuă, acolo nu. În rest e continuu în celelalte puncte. Dar singurul punct care îmi ridică mie semn de întrebare e vorba de x egal cu 1 la trecere acolo. Da, asta a fost punctul care aici. A. A. B. Pentru a egal cu 2, calculați limită pentru x tind de la infinit. Radical de x minus... Deci pentru a egal cu 2, calculați. Limită pentru x tind de la infinit. Limită pentru x tind de la infinit. Din radical din f de x. Radical din f de x. Minus alt radical. Radical de f de x plus x. F de x plus x, da? Da. Limită din toate așa. Da. X-ul tinde la plus infinit. Pentru că era egal cu 2. În care variantă o să te duci? Păi, nu știu... Cu care e fdx să mergi? Păi asta zic, nu știu cu care și nu știu cum să mergi. Unde duci x-ul? La infinit. A, deci care e mai mare? X-ul duci la infinit de varianta asta. Da. Deci, x pătrat plus ax. A pătrat x. Da. Din ce? De ce? Că x-ul tinde la plus infinit. Dacă tindea la x la minus infinit, tu ce pe varianta asta? Exact. Pentru că aici, ce înseamnă x mai mic ca 1? X aparține intervalului minus infinit, 1. Și din coace x aparține 1 plus infinit. Vezi? Asta te dirigează cu care se pornește. Așadar, vei avea, e dat mai departe, cu limită, pentru x tinde la din radical din x pătrat plus a pătrat x. X pătrat plus a, x pătrat plus au câte 2, ai zis? Da, da. Plus 4x. Minus radical plus din radical din x pătrat plus 5x. Plus 5x. Aplicăm conjugată. Da, e egal mai departe cu limită. Limită pentru x tinde la infinit din x pătrat plus 4x minus x pătrat plus 5x, totul supra radical din x pătrat plus 4x, plus radical din x pătrat plus 5x. Plus radical din x pătrat plus 5x.
5x. Va fi limită pentru x tinde la infinit de 9x supra x pătrat plus 4x plus radicale din x pătrat plus 5x. Din? 9x supra radical din x pătrat plus 4x. De ce 9x? Că x pătrat plus 4x minus x pătrat minus 5x. E minus x. Da. Așa vine? Da. Din minus x, totul supraradical din... Seara bună! Seara bună, salut! Cât vreți mine? X pătrat plus... 4x. Exact. Plus radical din x pătrat plus 5x. Scoatem factorul forțat de jos. Da. Și va fi limită pentru x de la infinit din minus x supra x radical din 1 plus 4 pe x. X pe lângă, de la un capul la celălalt. X pe lângă radical din 1 plus 4 pe x. 1 plus 4 supra x. Plus radical din 1 plus 5 supra x. 1 plus 5 supra x. Și va fi minus 1 pe x. X-ul pe ăsta se duce. Da? Și da, face minus 1 pe 2. Minus 1 pe 2. Asta a fost limita. Ce a vrut autorul? Ce să luăm? La care f de x se duci? Care e expresia? Dacă ai fost la minus infinit, te duceai în asta de aici. Da? A fost în derut aici. Te gândeai să te duci la prima, să duci la a doua. Păi dacă x o tine la plus infinit, dinspre expresia, x-ul dinspre plus infinit. Da? Da? E diferit de... repede pentru toată lumea și de aici încolo și pentru tine. Da. Bun. Și mai avem punctul ce? Așa. Pentru a egal cu minus 1, arătați că ecuația f de x plus 2 la puterea x egal cu 0 are cel puțin o soluție în intervalul minus 1, 0. Deci, hai să vedem. Deci arătați că, încă o dată... Pentru a egal cu minus 1. Pentru a egal cu minus 1. Arătați că ecuația... echivalent, f de x arată așa. Să locuim pe a cu minus 1, să vedem cum arată f de x. 2x... 2x pentru x... mai mic. Egal cu 1. Așa. Și x pătrat plus x. Pentru? Pentru x mai mare ca 1. Ea fi definită pe el cu valori în el, nu? Da. Corect. Arătați că ecuația f de x plus 2 la puterea x egală cu 0. Arătați că ecuația f de x plus 2 la puterea x plus 2 la puterea x egală cu 0 are cel puțin o soluție în intervalul închis minus 1, 0. O soluție în intervalul? Minus 1, 0. Minus 1, 0. 0 închis sau deschis? 0 închis. Da, pe minus 1, 0 avem cel puțin o soluție. Facem f de minus 1 și f de 0. Cum te gândești tu, așa? Păi iar nu știu pe care e f de x în luăm. Păi de la minus 1 până la 0 știi sigur. Ăla mai mic e egal decât 1.
E minus 1, 0, nu știu să zic și mai mici decât 1? Da. Deci intră în discuție prima. Prima. Asta e intervalul. Da. Știam ceva, gen, să facem f de minus 1 și f de 0, dar apoi nu mai știu ce e. Dacă pentru a arăta, deci, cu o funcție, hai să notăm cu g de x asta. Deci notăm cu g de x egal cu f de x plus 2 la x. Adică egal mai departe, concret, în cazul nostru, cum x și aparțin de la x și aparțin între minus 1 și 0, g de x o rată așa. 2x plus 2 la x. Da? Deci g de x arată așa. Deci 2x plus 2 la x. Este continuă funcția asta? G de x? Adică dacă ea e continuă pe intervalul ăsta de la minus 1 la 0. Hai să vedem. Ca să fie continuu orice punct de aici, ar trebui să constatăm dacă e un x0, limita să fie egal cu valoarea funcției în punct. Da. Ce înseamnă limită? Hai să, fie. Deci fie x0 care aparține între minus 1 și 0. Fie x0 care aparține între minus 1 și 0. Limită, f continuă, în x0, dacă și numai dacă, o funcție continuă într-un punct, dacă și numai dacă, există, am spus, limită pentru x tind de la x0 din f de, din f, g-ul, hai să zic, nu face, g continuă în x0, dacă numai dacă există limită din g de x, și egal cu g de x0. Și egal cu limita, valoarea limite, egal cu valoarea funcției în punct. Deci f continuă într-un punct, dacă mai dacă este limită pentru x de la x0 din g de x, egal cu g de x0. Hai să facem și noi limita. Limită pentru x tinde la x0, pe x0 nu am luat de aici, da? Din g de x. Egal cu limită pentru x tinde la x0 din 2x plus 2 la x. Din 2x plus 2 la x. Și egal cu, mă cum e x cu x0, ce să vedem dacă apare un necaz. Și vine 2x0 da. Plus 2 la x0. Păi, asta e. Am locuit și asta e. E limita asta egal chiar cu valoarea funcției. Da. Cu g de x0. Că doar așa am făcut limita. Am locuit pe x, de și nici nu e necaz. Da. Nu e nicio situație dificilă cât x0 între minus 1 și 0. Înseamnă că, fiindcă limita e egal chiar cu valoarea funcției în punct, rezultă că f con, g f, da? Rezultă că g continuă în x0. Funcția g continuă în punctul x0. În orice punct de aici. Da. Cum x0 a fost luat la întâmplare, da? X0 care aparține între minus 1 și 1, minus 1 și 0, rezultă că g continuă pe tot domeniul, de la minus 1 la 0. Deci nu numai în punctul x0 oricare care l-am luat noi, pentru că am văzut nu doar la întâmplare, nu l-am particularizat. Ce-a zis? Un x0 de acolo și văd că limita chiar valoarea funcției în punct. Da. Da, da, funcțiile continue, ce știm că au? Au tabu. Deci rezultă f
se notă el, G. G. Are, dar bous. Bine că a plecat Cosmin. Că făcea alergii. Nu l-o prez Darbu aici. Da? Deci G are Darbu. Ce face Darbu? Darbu duce interval în interval. Adică imaginea intervalului ăsta e tot un interval. Deci funcția lui Darbu asta face. Duce un interval într-un interval. Asta e. Dar proprietatea spune așa, oricare ar fi un punct din imagine, există totdeauna un X, așa încât imaginea să fie egală cu valoarea funcției în punctul respectiv. Da. Deci Darbu, dar într-un limbaj de ăsta mai puțin academic, deci G, rezultă G, duce interval, tot într-un interval. Deci duce un interval tot într-un interval. Adică G aplicat intervalului minus 1, 1, minus 1, 0. Deci G când lucrează asupra intervalului va rezulta egal, chiar, spunem egal, cu interval alfa-beta. Deci G de un interval e tot un interval. Asta este în esență. În sensul că la orice Y de aici, din codomeniu, te opri dintre alfa și beta, există sigur un X de aici, încât imaginea să fie egal cu valoarea de aici. Hai să vedem cât face G de minus 1 și 0. Să luăm G de minus 1. Luăm capetele. G de minus 1 este egal cu? Minus 2 plus... Nu. Egal cu G-ul cum cine era? 2X ori 2 la X. Face 2 ori minus 1 plus 2 la minus 1. Și egal cu minus 2 plus 1 pe 2. Care face egal? Minus 3 pe 2. Minus 3 pe 2. Deci imaginea lui minus 1 este minus 3 pe 2. Imaginea lui 0, G de 0, cât este? 1. G de 0 face 2 ori 0, plus 2 la 0. Și face 1. Deci se vede că G-ul definit pe intervalul minus 1, 0, ia ca cu valori, se geartă, minus 3 pe 2, 1. Minus 3 pe 2, 1. Da? Trebuie să pe minus 3 pe 2 pui. Da. Pe intervalul minus 3 pe 2, 1. Da? E foarte tare. Deci G definit pe minus 1, 0, cu valori în minus 3 pe 2 și 1. Dar G, am spus că are Darbu. G Darbu X. Asta îmi spune că de aici, la orice elemente opri de la minus 3 pe 2 la 1, deci la orice element de aici, neapărat se găsește un X, încât el să fie imaginea, neapărat există un X, conform Darbu. Da. Deci la oricine de aici. Și noi ne oprim la 0. Deci pentru Y egal cu 0, era acolo în formulă, pentru Y egal cu lambda, da, există un X de lambda, încât Y egal cu... Da? Pentru Y egal cu 0, rezultă că există un X, există cel puțin unul. Există cel puțin, există cel puțin un X 0. De unde îl găsim?
De unde să găsim? Din domeniu, de la minus 1 la 0, așa încât g de x0 ăsta, g de x0 să fie egal cu 0. Da? Deci să presupun că g de x0 e egal cu 0. Dar ce înseamnă g de x0 egal cu 0? Echivalent. G de x0 înseamnă g de x0 înseamnă 2 ori x0. Deci 2 x0 plus 2 la x0 să fie egal cu 0. Adică am arătat că ecuația asta are soluții. Nu? Că 2x0 plus 2 era vorba dacă are egalată cu 0, are soluții. Răspuns. Are soluții. Este asigurat de Darboux. Pentru că orice y de aici, acum și pentru y-ul ăsta egal cu 0, pot să-l și le iau așa. Care ar fi numele de la minus 3 pe 2 la 1? Este și 0, dar și 1 pe 2 și 1 pe 4 și foarte multe numere sunt, o infinitate. Pentru fiecare y de aici, găsim neapărat un x, încât y-ul acela este imaginea celui x. Și noi ce y ne o să sabătorul? Are pe 0, nu? Pentru 0 există și x are ecuația asta, are cel puțin o soluție. Ecuația asta este o ecuație ciudată. Trebuie să spunem că este o ecuație ciudată, că nu este nici exponențială. Este o ecuație în care e o combinație între 2x și 2 la x. Vezi? E o adunare dintre cele două funcții foarte ciudate, pentru că sunt funcții polinomială asta și 2 la x exponențială. Și adunate acolo, nu e nici cal, nici măgar, știi? Nici exponențială, nici polinomială. Și această combinație o duce la ecuații așa zis transcendente, care nu s-a tipice ecuațiile astea. Așa că dezolvarea aici s-a făcut prin Darboux. Ce a presupus aici? Te rog să punctezi tu ce ți-a plăcut aici. Faptul că am notat acea funcție cu cei sigur că da, pornirea. Pornirea că dacă nu-ți dai seama de faptul că îți construiești teoria lui Darboux, toate condițiile de Darboux, notând asta cu un g de x, nu pornești problema. În afară de faptul că a fost vorba de f de x-ul, care trebuia văzut din varianta asta, în afară de chestia asta, și acesta este momentul important. Iar de aici încolo, să știi Darboux. Așa cum este anunțată ecuația să arate că are cel puțin o soluție, te lasă în aer, nu te agăți deloc de subiecte. Cine ți asigură? Darboux asigură chestia asta. Dar mai interesant a fost să știi implicația aceea. Că orice funcție continuă are Darboux. Dacă ne-am imagina spațiul ăsta tot și cu camera cealaltă, funcții continue, mulțimea funcțiilor continue. Orice funcție continuă are Darboux. Nu. Mulțimea funcțiilor Darboux toată încăperea asta. Iar funcțiile continue sunt aici. Unde suntem noi, spațiul de aici. Atunci, când am intrat aici, am intrat și în spațiul ăsta mare. Am intrat pe ușa de aceea, la intrare. Deci funcțiile Darboux sunt funcții toate care înseamnă toată camera asta nedată în două, așa cum o vezi tu aici. Da? Asta înseamnă Darboux. De ce spun? Orice funcție care are Darboux, orice funcție care e continuă, are Darboux. Adică dacă eu reușesc să spun că am intrat în camera de aici, sigur am intrat în camera asta mare. N-am cum să intru aici. Să ajung aici, adică dacă am intrat în camera mare. De aceea, ca să arăt care e Darboux, mult mai greu. Ar trebui după teorie ca să poți să spui că o funcție, după definiție, o funcție a Darboux, dacă pentru fiecare y dincolo de domeniul să existe un x, dar cum sunt aici y și o infinitate? Nu poți să arăta chestia asta, ține la îndemână. Și sunt criterii de arătat Darboux. Și un criteriu este acesta, să arăți că e funcția continuă, să arăți că am intrat aici, că atunci sigur are Darboux. Și dacă are Darboux, înseamnă că poți folosi calitatea aceasta pentru
nu? Având proprietatea asta, îți iei elementul acesta de la sosire 0, sigur, pentru urcare, din clipul care are doar bu, dar tu pe 0 ți lei, că aici îți spune egal cu 0. Atunci există x de aici, încât imaginea este 0. Și dacă am fi văzut, în loc de 0, să fi zis egal cu 1 pe 4, ai fost pe ecuația mai tare. Să-ți arăt că ecuația 2 la x, 2x plus 2 la x egal cu 1 pe 4, să arăt care soluții. Cum 1 pe 4 este un număr de la minus 3 pe 2 la 1, este în zona asta, atunci s-ar fi găsit un x. Da. Pentru orice y la minus 3 pe 2. Și pentru minus 1. Că minus 1 este plasată. Da. Să găsești x-ul. Încât e de x-ul să facă așa ceva. Asta a fost cel mai frumos subiect. După părerea mea, aici a pus la probă pe candidați, în sensul că a vrut să-i departajeze. Punctul ăsta e B sau C? C-ul. Și ultimul, nu? Astfel trebuie să mă revist să vedem ce lucruri interesante au avut și punctul 2, subiectul 2. Sau subiectul 3 asta a fost, da? Subiectul 32. Da. Subiectul 32. Ce? Păi, funcția este continuă în x egal cu 1 de clasă, găsim aul. Trebuie să țin seama că funcția continuă dacă există limite laterale și egal cu valoarea funcției în punct, nu? Da. Așa. Apoi să calculăm acea limită pentru a egal cu 2. Radicalul unei de x minus radicalul unei cu conjugata aceea, nu? Da. La îndemână, hai să zicem așa. Dar și aici, care e f de x? X-ul da. Termina plus infinit. Dacă era la minus infinit, o foloseam și cealaltă, da? Apoi? Apoi ăsta. C-ul. Din tot ce a fost din subiectul 3, unul a fost acolo interesat cu șirul acela. Da. Nu? Deci se vede că subiectul 3 a început să aibă un grad de dificultate. La 1 a fost șirul acela în care la punctul C s-a folosit numărul E, nu da. Construcția cu numărul E. Vezi, sunt gradate A, B, C. Da. A-ul destul de simpluț, B-ul și C-ul un pic mai dificil. La subiectul 2, la 3 aici, iarăși A, B, C, C-ul mai dificil. Și 4? Tot. Numai 3 subiecte sunt? Da. Hai să trecem în revistă. Ce a fost în totalitate? Cum m-ar interesa așa discuția? Nu mai țin minte în ce a constat simularea aceea de anul trecut. Nu mai știu că tot te-ai prezent. Da, parcă ești un, ești doi, ești trei, nu? Da, da. Păi, la subiectul 1 a fost, s-a dat așa, exercițiul 1 a fost 3 numere, 5, 2x plus 3, 2x plus 7, sunt progresia aritmetică, să aflăm x-ul. Da. Arătați că pentru oricare fi e în graficul funcției f definit pe r cu valori în r, dat de x egal cu x pătrat plus m minus 1 ori x minus m intersectează x. Acolo iarăși era vorba să arăți că are rădăcini reale, delta mai mare egal decât 0. Da. Asta era ideea. Apoi ecuația radicală din 2 minus x egal cu 2x minus 1. Aceea a fost foarte simplă. Dar era cât pe ce să ai și acolo greutăți, ne amintim bine, da. Că nu pusești condiția ca partea de subradical să fie pozitivă, nu? Și de ce mai lucrăm câteva ecuații raționale? Acum? Da, acum. Da, uite, cât e ceasul? Nu știu, am ori dimineață și de așa fi dimineață. Ne oprim, că ești obosită și... Și am avut simularea, azi am stat tot weekendul să învăț. Am înțeles, gata, ne oprim, ajunge. Ajunge. La revedere, dragilor, pe curând! Da. Acum există așa de... Acum este... E sănătos? La...